și la atât prin numărul mare totuși de cursanți, 4.000, cu o întindere geografică deosebită, aproape toate județele țării, ceea ce nu este de tot ușor. Aș remarca totodată faptul că personalul din sănătate, pentru mine nu este o facultate, am mai lucrat în viața săptămânii din 2003, am făcut inscriere la diferite tehnici de sănătate publică, spitale și județene și am remarcat de fiecare dată seriozitatea și calitatea personalului din sănătate. Pentru mine, sau aș putea să vă compar cu o armată care permanent este aproape de români, mai ales în momente dificile, și pentru care statul român se confortă sau le vă spune că am pune spunea Napoleon soldaților înainte de a începe campania din Italia. Soldați, statul vă datorează mult și nu vă poate da nimic. Din păcate, nici contribuția la educația resursei umane, fără resursă umană instruită, sănătoasă și motivată, probabil că nu vom ieși din criză. Da? În același timp, investitorii, dacă vor să vină, au de asemenea nevoie de o resursă umană bine instruită și educată și evident sănătoasă. Se vorbește de turismul medical, de turismul balnear. Probabil că următorul pas, cel puțin pentru cei 4.000 de absolvenți ai acestor cursuri, deși știu că mai sunt 4.000 de absolvenți în proiectul de desfășurare a Ministerului Sănătății la nivel de spitale prin țară, ar trebui o instruire într-o limbă străină, având în vedere că majoritatea informațiilor pe internet se găsesc în limba engleză și la ele poți avea acces, spre deosebire de o bibliotecă care are un program afișat, de un magazin care are el și un program afișat, pentru beneficiile internetului, atunci când ai dispoziție și posibilitate și dorești și bani, poți să accesezi toate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.